Am fost anunțați în dimineață de existența sălărilor de gheață pe râul Someșul Mare. Am venit, am evaluat situația la fața locului. Am văzut într-adevăr că situația era destul de urâtă, dar în final am reușit prin o singură detonare, că după aceea s-a deschis, având în vedere deschiderea barajului, s-a rupt gheața și a pornit la vale. Este posibil ca în seara aceasta să avem inundații, cel puțin din câte știu eu pe Valea Cetanului și la Vad, tot timpul am avut inundații. Noi acum monitorizăm cursul înspre Sălaj și Maramureș, cursul Someșului. Sperăm să nu fie nimic, dar dacă va fi ceva, vom interveni la timp. O să iasă, curge înapoi. Bastian.